Bun găsit, dragi telespectatori! Hristos a înviat! Sunt preotul Adrian Blăjuță și mă bucur să vă reîntâlnesc din nou în casele dumneavoastră prin intermediul TVR Iași, la emisiunea Lumina Creștinului. Suntem sub impresia, sub emoția prezenței Papei Francisc în România. Ieri deja a poposit, a ajuns în România, la București, iar până mâine va fi în România. În cursul zilei de astăzi, spre seară, îl vom primi în Iași și vom încerca să fim prezenți cu trupul, dar și cu inima acolo, pentru că o astfel de prezență, o astfel de întâlnire merită să ne dăm tot interesul pentru a participa la o astfel de sărbătoare. Pentru a pregăti această sărbătoare a întâlnirii cu Papa Francisc din ziua de 1 iunie, din această zi importantă, pe lângă pregătirea spirituală, logistică și tehnică, o importanță deosebită o are și cântarea. De aceea, pentru întâlnirea cu Papa Francisc, a fost realizat un imn special. De altfel, toată cântarea de la această întâlnire cu Papa Francisc e specială, reunește aproximativ 200 de persoane și tocmai aceasta este și tema pe care o vom dezbate, o vom prezenta în această ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Vorbim despre imnul întâlnirii cu Papa Francisc. Vă invit acum să urmărim împreună un reportaj realizat tocmai de la înregistrarea acestui imn special pentru întâlnirea cu Papa Francisc de la Iași. Să mergem împreună, să ne adunăm din diferite confesiuni și din diferite locuri pentru a face din întâlnirea cu Papa Francisc o sărbătoare. Acesta este mesajul transmis prin imnul pregătit special pentru vizita suveranului pontif de la Iași. Peste 200 de persoane de diferite vârste au început din timp pregătirea pentru momentul special care va avea loc pe 1 iunie, însă emoțiile sunt mari. Sunt foarte mândră că pot participa la așa eveniment mare. Ești cea mai mică din cor. Câți ani ai? 11 ani. Mulți înainte. Și cum a fost pentru tine când ai aflat că vei cânta și că vei fi văzută, iată, de Papa Francesc? Păi am rămas foarte șocată. Am primit de la mama vestea și a rămas încremenită. Nu i-a venit să creadă. Și nici ție. Da, exact. Emoționant pentru, probabil, pentru toată lumea, nu numai pentru mine, pentru toți cei care participăm aici. Și creează o stare de emoție, cum spuneam, și o mare cinste, în primul rând. Cum este să cântați alături de ceilalți și să știți că veți fi în fața suveranului Pontif? Cam greu de spus. Deocamdată nu cântăm în fața Dumnezeului. Când vom cânta, probabil vom avea mult mai multe emoții. Acum avem... Textul imnului a fost scris de părintele Cristian Diac, iar muzica a fost compusă de părintele Marcel Balint. Părintele Ciprian Antălucă este dirijorul corului, dar nu se află la prima experiență de acest fel, asta pentru că a mai luat parte la momente asemănătoare. Sigur, este un moment important și îl așteptăm cu bucurie pe Sfântul Părinte să vină aici la Iași, în mijlocul nostru. Și trebuie să recunoaștem că partea muzicală, cântecele, sunt importante la astfel de evenimente, mai ales atunci când participă un număr mare de persoane, de credincioși. Nu am atât de multe emoții ca la început, întrucât am mai participat la astfel de momente în perioada când mă aflam la studii în Italia, la Roma, unde am stat 7 ani. Și spre sfârșitul studiilor am fost invitat de mai multe ori, de fapt, în Bazilica Sfântul Petru, la Vatican, unde am cântat Patima Domnului nostru Iisus Hristos, povestirea patimii din Vinerea Mare. Imnul va fi interpretat în fața suveranului pontif pe 1 iunie, pe scena care va fi amplasată în fața Palatului Culturii. 6 coruri și 10 instrumentiști vor da viață momentului unic.
apropiem cu pași repezi de o mare sărbătoare a întâlnirii cu Papa Francisc. Rugăciunea, cântarea creează această sărbătoare și acest imn, într-un mod special, ne adună pe toți și ne transmite tocmai acest mesaj, să mergem împreună. Este de fapt și titlul acestui imn, să mergem împreună, și asta vrea să ne transmită imnul, de a ne apropia unii de alții și nu doar să stăm separați, dar să stăm uniți. Am revenit, dragi telespectatori, în studioul TVR Iași. Cu emoții am urmărit acest material realizat de jurnaliștii TVR Iași și astăzi este acea zi în care imnul va răsuna în fața Palatului Culturii din vocile a 200, aproximativ 200 de persoane, coriștii, dar și toți cei care vor fi prezenți acolo. Și vorbim despre imn, despre cântare, despre cât de importantă este această pregătire muzicală, tocmai cu cei care s-au implicat în această pregătire, și spun bun venit părintelui Ciprian Întăluc, responsabil al oficiului pentru muzica sacră a Episcopiei de Iași, dar și dirijorul corului mare de la Catedrala din Iași, dar și dirijorul corului și mai mare al celor care vor cânta în fața Sfântului Părinte. Bun venit, Părinte! Bine v-am găsit! Și îl avem alături de noi și pe Părintele Cristian Diac, cel care a creat, cel care a compus textul acestui imn special pentru întâlnirea cu Papa Francisc. Bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim împreună, emoțiile cresc pentru că ne vom întâlni astăzi cu Sfântul Părinte Papa Francisc și... Părinte Ciprian, să vorbim un pic, să amintim telespectatorilor noștri despre importanța cântării la un astfel de eveniment. Cât de important este să fie și o cântare bună, să fie animate inimile și prin muzică. Acum câteva luni, când am început pregătirile pentru acest important eveniment, ne-am gândit la un repertoriu, la anumite cântări care să animeze toate aceste persoane care vor participa la întâlnirea cu Papa Francisc. Și într-adevăr, așa cum spuneați, Părinte, cântarea este importantă pentru că este un element care poate să îi pună împreună, să coaguleze toată această realitate, toate aceste persoane care participă la acest eveniment al întâlnirii cu Papa Francisc. Și prin urmare am ales acele cântece care sunt deja cunoscute în parohiile noastre, în comunitățile noastre catolice, pentru ca ei, cei care vor participa, să poată cânta cu ușurință cântările care se vor auzi la acest eveniment. Apoi au fost alese și compuse, elaborate, două piese special pentru această ocazie. Este vorba de imn pe care l-am ascultat deja și îl cunoaștem, și o altă cântare, cântarea Ave Maria, care și ea a fost compusă special pentru acest eveniment important. Așa este, și cine va cânta? Care este componența acestui cor? De unde sunt acești? În primul rând, am încercat să luăm persoane, să apelăm la diferite coruri care sunt emblematice. Mă refer la cele trei zone. Zona Iași, în primul rând, apoi zona Bacău și zona Roman, cele trei centre, să spunem, ale diecezii noastre de Iași. Și am ales așadar șase coruri. Este vorba despre corul mare al catedralei noastre, de aici din Iași, corul tinerilor Juvenes Ecclesiae, tot de aici din Iași, corul mare de la Biserica Sfântul Nicolae din Bacău și tinerii din aceeași parohie și, bineînțeles, cele două seminarii, seminarul nostru de aici din Iași și seminarul franciscan din Roman. Și ce a presupus pregătirea acestui cor? Adică au fost întâlniri, au venit toți la Iași, cum s-a făcut această pregătire? Așa cum spuneam, mai întâi am elaborat un repertoriu format din 12 cântece.
Apoi am început repetițiile, am elaborat această broșură conținând cântările pentru acest eveniment important și am procedat la pregătirile concrete, mergând în fiecare loc. Am făcut repetiții aici la Iași, împreună cu cele două coruri, corul mare al catedralei și corul tinerilor. Apoi, două zile pe săptămână, începând din luna februarie, am făcut repetiție cu corurile din Bacău și apoi cu corurile din seminar. Și la acest lucru m-a ajutat foarte mult părintele Eduard Soare, cu care colaborez pentru a pregăti acest eveniment important. M-aș îndrepta acum spre părintele Cristian Diac, este cel care, spuneam, a compus textul imnului și l-aș întreba deja din prima, ce a presupus, ce înseamnă să compui un imn, textul unui imn pentru întâlnirea cu Sfântul Părinte Papa Francisc în cazul nostru? Nu am să vă dau un răspuns tehnic și nici nu pot să vorbesc din experiență, pentru că e prima oară când compun un imn. Am mai compus așa o poezioară, două, însă atunci am căutat să exprim o trăire, un sentiment personal, o emoție pe care eu am avut-o. Însă, de data aceasta, în cazul unui imn, trebuie să vezi, să ai în vedere natura evenimentului. Vorbim de o sărbătoare de o anvergură foarte mare. Avem mulți oameni și m-am gândit că textul, compoziția, trebuie să fie una accesibilă. Toate cuvintele, toate versurile trebuie să fie pe înțelesul tuturor, așadar nu recurgi la imagini metaforice, la prea multă stilizare. Și am căutat să redau într-o manieră desfășurată, pe mai multe strofe, motoul acestei întâlniri, să mergem împreună. De altfel, acesta este și titlul imnului. Tocmai. Vom vorbi mai multe despre desfășurarea, despre ce conține acest imn și înainte de a urmări și imnul împreună cu telespectatorii noștri, l-aș ruga pe părintele Ciprian să ne vorbească un pic și despre partea muzicală, tehnica muzicală, cine a compus muzica pentru acest imn și ce a presupus acest lucru. Vreau să-i mulțumesc cu această ocazie părintelui Cristian, care a colaborat în mod fructuos pentru elaborarea acestui imn. Și cât privește partea muzicală, am apelat la un preot care actualmente studiază muzică sacră la Roma, unde am studiat și eu. Și părintele a reușit într-un mod frumos, cred eu, să elaboreze o melodie frumoasă. Așa cum spunea și părintele, trebuie să fie un text simplu, mai ales refrenul, trebuie să fie un refren scurt, cu un mesaj clar, pentru ca lumea, cei care îl ascultă, să-l învețe foarte ușor și să fie melodios, să fie frumos. Nu doar textul, dar și melodia. Prin urmare, cât privește partea melodică, ne-am dorit să fie o melodie simplă, dar frumoasă. Și bineînțeles, întotdeauna între text și melodie trebuie să fie o asociere profundă, trebuie să se îmbine una cu alta. Și, de exemplu, la refren, să mergem împreună privind mereu la cer. Privim pe acest cuvânt, melodia urcă, nu? Pentru că privim către cer. La fel și melodia merge în mod ascendent. Dacă avem și pregătit acest material pentru a-l arăta și telespectatorilor noștri, este un clip pe care l-am realizat noi tocmai de la înregistrarea acestui imn. Sigur, nu este o înregistrare sau un clip profesional, dar noi credem că putem să transmitem, pentru că muzica spune mai mult decât imaginea. Sigur, și vă invit pe dumneavoastră, dragi telespectatori, să urmărim acest clip, imnul pentru întâlnirea cu Papa Francisc. Un spirit de credință
veghează neîncetat, îndreaptă către ceruri al nostru sfânt prin os. Să mergem, să mergem împreună și să-L întâlnim pe Papa. Este tocmai acest îndemn pe care l-am auzit în cea de-a treia strofă interpretată în cadrul acestui imn, să mergem împreună. Și Părinte Cristian, ce ați dorit să scoateți în evidență în aceste strofe pe care le-ați compus pentru imnul întâlnirii cu Papa? Bineînțeles că m-a inspirat foarte mult motoul, am spus deja, și mi-am pus întrebarea când aleg doi oameni sau mai mulți oameni să meargă împreună. Ce îi determină să parcurgă un drum împreună? Și răspunsul mi-a fost clar atunci când ei constată că au valori comune. Imnul are, așa să spun, o construcție circulară. Începe cu Dumnezeu și se termină cu Dumnezeu. Noi mergem împreună pentru că avem același Dumnezeu. Indiferent de confesiunea cărei aparținem, în fața Papei vor sta creștini catolici, ortodoxi, poate protestanți, însă această zestre este comună, pe noi ne leagă Dumnezeu. Asta într-o primă fază. Apoi m-am gândit, întâlnirea este mariană. Cine este pentru noi Maria? Maria este iarăși o valoare comună. Ea este un tezaur al plaiului nostru românesc și în a doua strofă exprimă acest lucru: cu noi e Maica Sfântă, cu chipul ei matern, nici când n-a fost străină pe plaiul românesc. Aici ea sa grădină. Am ținut să menționez acest cuvânt grădină pentru că m-a inspirat, sau știm cum a definit Papa Ioan Paul al II-lea România, grădina Maicii Domnului. Deci în grădina ei flori multe îi se aștern, aici este parfumul, Maria este cântată, e Maica Domnului, e mama noastră, e mama tuturor. Apoi am spus că, plecând așa pe firele istoriei, credința noastră nu este recentă. Deci iarăși ne unește o credință seculară, mai mult, milenară. Și ceea ce ne-au predat strămoșii noștri, ceea ce ne-au transmis cu valoare sacră, inestimabilă, nu a fost atât pământul pe care stăm, cât și crucea. Și aici exprim acest lucru: ne-au dat în dar pământul și crucea s-o păzim. Deci crucea este iarăși un element de comuniune. Apoi am vrut să exprim iarăși la final acest îndemn să mergem împreună: cu noi e Dumnezeu, indiferent, acum pledând pentru axa istoriei, pentru viitor, oriunde ne duc pașii. I-am avut în vedere aici, în aceste cuvinte, pe acei conaționali care nu mai sunt în interiorul granițelor țării. Avem români în Italia, avem în Spania, așadar este un context de instabilitate, însă indiferent unde suntem, unde trăim, oriunde ne duc pașii, având-o pe Maria, noi mergem împreună și mai ales pentru că cu noi e Dumnezeu. Am început cu Dumnezeu, îl avem pe același Dumnezeu, mergem împreună pentru că cu noi e Dumnezeu. Aceasta ar fi, nu să spun așa, teologia sau explicația textului, însă, cum spuneam, m-a inspirat foarte mult motoul: să mergem împreună. Și acestea sunt răspunsurile la întrebarea: când merg oamenii împreună? Iar în cea de-a treia strofă este acel îndemn să îl întâlnim pe Papa. Este prezent acest eveniment istoric pe care îl trăim noi astăzi, întâlnirea cu Papa Francisc. Și pentru acest moment sunt și alte piese. Pe scurt, Părinte Ciprian, ne apropiem de finalul emisiunii. Ce alte piese sunt pregătite pentru această întâlnire cu Papa Francisc? Având în vedere că această întâlnire are și o nuanță mariană, am ales cu precădere cântece închinate Sfintei Fecioare Maria,
Dar sunt și alte cântece care au ca și temă urmarea lui Hristos. Acesta ar fi centrul și scopul la care trebuie să ajungem, la Dumnezeu, la Hristos. Este vorba despre un cântec care se numește Suntem chemați la iubire, un alt cântec Te voi urma, compus de maestrul și preotul dirijor Marco Frisina. Apoi vom avea și o altă cântare care se cântă în mod deosebit în acest timp pascal, Hristos a înviat, care să ne unească pe toți și este un cântec care îl pot cânta toți cei prezenți. Suntem în atmosfera timpului pascal, este și Hristos cu noi, este Hristos cel viu. Ne apropiem, am ajuns la finalul emisiunii Lumina Creștinului de astăzi. Amintea Părintele Cristian că Sfânta Fecioară Maria are un rol foarte important în această întâlnire. Sub privirile ei ne vom întâlni cu Papa Francisc. Va fi icoana Sfintei Fecioare Maria de la Cacica adusă, va fi dusă în procesiune de la Catedrală la acea scenă amplasată în fața Palatului Culturii și cu toții vom fi sub privirile Sfintei Fecioare Maria. Vă mulțumesc mult, Părinte Ciprian Antălucă, Părinte Cristian Diac, pentru prezența la această emisiune. Am vorbit despre imn și mă îndrept spre telespectatorii noștri și cu acest îndemn, cu acest titlu pe care l-ați găsit pentru imnul întâlnirii cu Papa Francisc. Să mergem împreună, să ne apropiem unii de alții, să facem tot posibilul ca inimile noastre să rezoneze și să cântăm o armonie frumoasă, așa cum un cor e pregătit pentru a cânta o cântare în armonie, să facem tot posibilul ca în preajma Sfântului Părinte să armonizăm, să fim un cor frumos și apoi, după ce ne vom despărți de el, să transmitem, să mergem mai departe, să mergem împreună și să trăim în viața noastră acest moment care cu siguranță ne va rămâne în memorie și în inimă. Vă doresc tuturor celor care ați rămas alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Creștinului să simțiți și dumneavoastră, dacă nu veți putea să participați la întâlnirea cu Papa Francisc din piața Palatului Culturii, prin intermediul TVR veți putea să urmăriți toate momentele venirii Papei Francisc, dar și momentele care le va trăi în România la întâlnirea cu românii, cu noi. Până la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului, vă doresc tuturor toate cele bune!